o afacere cu I. I-ile vechi românești reînviate într-o afacere care merge foarte bine și care a trecut granițele României. Nu sunt nici etnograf, nici designer, nici alte specialități pe acest segment nu am și atunci eu mă consider un novice. Sunt un pasionat al sportului popular care a găsit o nișă. Atât vreau să fiu. Cine se gândește la ceva autentic este cel care poate să facă diferența. La ora actuală reprezentăm cea mai mare forță de muncă pe acest segment din România. Promovează foarte tare România. Am călătorit peste tot în lume și de câțiva ani le port după mine. România Fast Forward cu Sergiu Voicu. Miercuri în cadrul jurnalelor de știri.